Cred că decizia aceasta, ca și altele, simt că mie mi s-a mai întâmplat asta, se va preda la facultățile de drept peste niște ani de zile, la rubrica Așa nu. Și aș vrea să spun câteva lucruri. Unu, CSM trebuie să știe în primul rând ce înseamnă independența justiției. Iar independența justiției este dreptul oamenilor, al cetățenilor, la o justiție independentă. De politic, de corupție, de orice interes. Independentă de orice, se supune numai legii. Deci justiția, independența justiției nu înseamnă că judecătorul sau procurorul poate să facă orice. Nu? Ci e dreptul oamenilor, repet, la o justiție independentă. Deci nu aveam cum să lezăm nici dumneavoastră, nici eu și nici, în fine, în alte cazuri care s-au dat decizii de genul ăsta, depinde de caz, independența justiției. Deci oamenii au dreptul la o justiție independentă. Poate va înțelege ce se mene. Și acum n-am decât să reiau și să mai adaug la ce am spus atunci, pentru că au spus că nu sunt baze factuale. E sancționat un procuror sau un judecător pentru că a ținut dosare ani întregi și s-au prescris? Baza factuală exact asta e. Dacă ne dă un singur exemplu sau 10 exemple, sau nu, ca să justifice că într-adevăr și-au făcut treaba, atunci au dreptate. Dar n-a sancționat niciun judecător sau procuror pe baza faptului că au ținut dosare care s-au prescris. Mai departe, răspunderea colectivă, așa cum am spus și în ianuarie, este egală cu zero. Nu există răspundere colectivă. Ca atare, orice decizie ia CSM, că atunci ne referam, de exemplu, la propunerea de procuror general sau procuror șef DNA. Deci orice decizie ia CSM este una colectivă. Și dacă iese prost, dacă acel procuror general sau procuror șef DNA sau procuror șef DICOT nu face treaba, nu răspunde nimeni. Democrația se bazează pe răspundere. Dacă nu răspunde nimeni, nu vom avea democrație și nici justiție în țara asta. Sigur că sunt judecători și procurori foarte buni și profesioniști și curajoși, dar ei sunt așa că nu i-a făcut SNL așa. Așa sunt ei. Și noi vrem să fie cât mai mult de felul acesta. Mai departe, o altă critică pe care o am față de CSM, apropo de curățarea sistemului justiției, că asta era un rol principal pe care l-a avut CSM și l-are și de care nu s-a achitat. Declarațiile de afere, deci cei din CSM, pe lângă ANI și în paralel cu ANI, ar fi trebuit să facă, să verifice fiecare declarație de interese și de avere a judecătorilor și procurorilor. Cu asta ar trebui să se ocupe inspecția judiciară. Unificarea practicii judiciare, de care avem mare nevoie, fac seminarii, întâlniri și unde suntem? Tot acolo, adică tot nu e unificată practica judiciară de către CSM.